Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Așa ceva este senzațional. Este prima dată, cred, când se întâmplă ceva semnificativ în piața cripto, iar semnificativ în sensul de rău, ceva cu impact, ce poate distruge piața cripto pentru o perioadă, iar piața cripto nu reacționează așa cum a făcut-o până acum. Este vorba de reacția Bitcoin în contextul Binance. Și legat de Binance, lucrurile se vor înrăutăți dintr-o anumită perspectivă pentru ei. Dar cred că pentru publicul general nu ar trebui privit cu ochi răi. Toată lumea știe că Binance-ul este acuzat de mai multe chestii, că trebuie să plătească 4,3 miliarde Departamentului de Justiție american și autorităților americane, una din cele mai mari sume ever din istorie, una din cele mai mari amenzi date unei instituții financiare. Da? Asta înseamnă că acolo cumulul de greșeli și de erori comise este unul uriaș. În business este foarte greu să mergi pe linia dreaptă și este foarte greu să mergi pe linia dreaptă când nu există legislație. Și o să dezbatem un pic despre ce ar putea să se întâmple în următoarea etapă. După cum bine știți, de-a lungul timpului, eu am fost cel care v-am zis că un Black Swan sau un eveniment nasol poate fi generat de probleme la Binance, iată că au venit, și de probleme la USDT Tether. Ceva zarvă este și acolo. Însă, gândiți-vă că avem un spectru larg de monede. Proiecte DeFi, proiecte cu staking, proiecte cu meme coin-uri, da? În clipa de față nu avem o legislație globală clară pentru Bitcoin, pentru Ethereum sau pentru stablecoin-uri. Da? Fiecare țară cam percepe cum vrea lucrurile. Din 2024 o să avem o legislație, să zicem, pertinentă în Europa. Ei bine, am avut un nou semnal din partea SEC-ului. Hei, stați așa că noi am declarat anul ăsta la început 60 și ceva de monede ca fiind securities. Da? Adică nu sunt utility token, sunt security token. Asta înseamnă că cei care investesc în aceste monede nu le-au luat pentru utilitate, le-au luat ca și cum ai investi, nu știu, în bonduri, în titluri de stat sau și așa mai departe, așteptând să faci profit. Ei bine, toate exchange-urile care au avut sau au listate genul ăsta de monede pot fi trase la răspundere. Și aici vreau să ajung la o chestie, da? Până acum toată lumea a zis, hei bine, am făcut o entitate în Statele Unite, aka Binance, dar aia răspunde pentru tot ce se întâmplă. Nu. Menționam că lucrurile se vor agrava pentru Binance. Se vor agrava în sensul că autoritățile americane, începând de acum, vor monitoriza tot ce se întâmplă la Binance Global. Da? Deci nu vorbim de Binance America. Deci americanii cu instituțiile lor de forță vor avea control și vor ști ce face Binance-ul, da? Vor ști ce fac utilizatorii de la Binance, da? Sub pretextul, da? Legal, că domne, anchetăm teroriști sau violatori sau traficanți de copii sau traficanți de arme sau whatever, da? Americanii vor putea afla tot ce se întâmplă la Binance. Și încă ceva. Nu numai că vor face treaba asta de acum încolo, dar vor face treaba asta și de aici în urmă. Da? Asta înseamnă că vor avea un mega microscop în care pot să vadă tot ce se întâmplă. Nu numai asta. Vor ști toate mecanismele, da? Pump and dump-urile, toate manipulările de piață, da? Toate pump-urile astea, iurea, market makerii, tot ce se falsifică. Da? Din punctul meu de vedere, situația asta, da, are și o direcție rea, adică gen dacă există rea voință sau dacă se descoperă că lucrurile acolo sunt mult mai grave decât credem noi în realitate, e foarte simplu, shutdown, un buton. Da? Și atunci ajungem la discuția în care toată lumea visa că ai vezi pe pereți cu marea decentralizare și cu independență financiară și cu ha-ha, scăpăm de bănci, suntem independenți și ne trezim că stai așa. Oameni buni, cripto înseamnă blockchain, cripto înseamnă transparență, cripto înseamnă
Mult mai serioasă treaba decât la bănci, da? Sau atunci când ai tu cash în buzunar și bancnota ta are o serie pe ea. Nu, tati, aici totul este online. La știrile de la ora 19, acum două zile, spuneam că cei de la Twitter cu autoritățile americane au înghețat în portofele 200 și ceva de milioane de dolari de la organizații catalogate gen infractori din Asia, da, pentru trafic de persoane, 200 și ceva de milioane, da? Deci, practic, ce au unii în portofel și își imaginează, bă, sunt la mine, eu sunt stăpânul, nu are cine să-mi facă, nu știe, trăiește o iluzie, da? Cam ăsta e contextul. Dar, eu vă zic așa, gândiți-vă că, în clipa de față, reglementarea Bitcoin, Ethereum și încă 60 de monede care zic ei că securities, da? Ăsta este doar vârful icebergului. Gândiți-vă că în piața cripto cred că sunt 50.000, 60.000 de proiecte care au token, da? Gândiți-vă la partea asta cu meme coinuri, unde gen dacă te uiți pe grafice zici, bă, what the fuck, adică gen bam, se duce la stele, după care îi trage o torpilă, se duce jos în două zile, dar acolo lucrurile nu sunt ok, da? Dacă compari, nu știu, un meme coin cu Nvidia, cu stocul de la Microsoft, cu whatever, da? Cu acțiuni de la Bursa Română, bă, acolo se vede că ceva nu este în regulă. Și atunci, mesajul meu nu este să panichez pe nimeni, mesajul meu este să aduc claritate. Oameni buni, lucrurile nu vor mai fi ca până acum, fiecare face ce vrea pe tarlaua lui, nu. Lucrurile vor fi mult mai așezate. Cei care sunteți ok, care nu aveți de ce să stați stresați, care n-ați făcut ilegalități cu cripto, și în România nu cred că sunt atât de mulți răufăcători, oamenii normali și cinstiți care și-au transferat în bancă, în Binance sau în orice alt exchange niște bani sau au luat de la prieteni sau au făcut niște lucruri, da? Nu văd o problemă în asta. Cu mențiunea, oameni buni, vă aduc aminte. România are o legislație fiscală pentru cripto super prietenoasă. Taxele sunt super prietenoase. Adică în continuare pe toți cei care aud că vor să facă optimizare fiscală pe câmpii, pe la Dubai, pe nu știu unde, le zic, bă, aici e mult mai bine. Este mult mai ok să-ți aduci banii legal în țară. Ok, plătești 10%. Frate, 20% TVA-ul, adică nu văd unde e o problemă să dai 10% să ai banii tăi în cont legal. Vine cineva te întreabă, da, domnule, uite, sunt de acolo, de acolo. De aceea vă zic că pe BitMarket, foarte curând sper să reușim tehnic să integrăm soluția prin care veți putea schimba direct din BitMarket tot ce vreți voi. Dacă vreți să cumpărați Bitcoin sau Ethereum sau USDT, veți face asta din BitMarket. Dacă vreți să vindeți, veți face asta din BitMarket. La cele mai mici comisioane. Până atunci, toți cei care vreți să faceți treaba asta, ne găsiți pe office@bitmarket.ro, ne scrieți acolo ce aveți nevoie și vă ajutăm. Avem birouri în București, adică nu este o problemă, se face legal. Deci să puteți dormi liniștiți, pentru că tot mai multă lume caută variante pentru exchange-urile de afară. Sau unii vor doar să cumpere, da? Și chestia asta o să vă oferim aici cu resurse românești. Eu mă înclin în fața voastră, mulțumesc pentru like-uri și pentru comentarii la știrile de la ora 19. Când o să revin în țară, vă promit că creștem calitatea pentru că am alt internet și diversitatea, dar o să facem să fie bine, să vă placă. Vom avea preponderent doar știri pozitive, nu vreau să vă încarc cu știri negative. Eu sunt Mihai Daniel, pe mine mă găsiți pe mihaidaniel.ro, acolo găsiți toate serviciile mele. Vă doresc o zi senzațională, aveți grijă de voi, toate cele bune!